Femeile din județul Giurgiu au nevoie de o atenție deosebită din partea autorităților. Asta după ce rata șomajului în rândul acestora crește de la o lună la alta. În județul Giurgiu, în luna decembrie, rata șomajului a fost de 6,10%, în scădere față de luna precedentă. Chiar și așa, numărul femeilor fără loc de muncă ocupă în continuare o mare parte din procentaj, iar mai multe dintre ele provin din mediul rural. Datele mai arată faptul că în județul Giurgiu există femei care nu au avut niciodată un loc de muncă. Potrivit celor mai recente date din iulie, respectiv din iulie 2011, ale Institutului Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Giurgiu, din cei 279.172 de locuitori ai județului, 142.869 sunt femei, iar 97.671 din acestea provin din mediul rural. Exceptând minorii și femeile trecute de vârsta pensionării, rezultă un grad foarte scăzut al ocupării acestora. Altfel spus, cele mai multe dintre femeile din mediul rural nu au niciun serviciu, deci nu au niciun venit asigurat. Pentru a veni în sprijinul femeilor, Guvernul Ponta a demarat începând cu luna martie o serie de proiecte menite să creeze noi locuri de muncă. Proiectele vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și redresarea mediului de afaceri atât din mediul urban cât și din cel rural. Unul dintre programele pentru care femeile pot opta poartă numele de Femeia Manager. Acesta este un program național multianual și este destinat în totalitate doamnelor care doresc să-și îmbunătățească performanțele economice și să-și dezvolte afaceri. În acest sens au fost inițiate o mulțime de proiecte susținute atât de guvern și cât și de Uniunea Europeană pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru înființarea unor micro-întreprinderi și susținerea, bineînțeles, a tuturor întreprinzătorilor din categoria întreprinderilor mici și mijlocii. Aș enumera câteva din proiectele demarate în luna martie, unele cu finalizare, să zicem, depășită. Să vedem, poate revine la acest proiect, și anume proiectul Femeii Manager, femeia în cadrul unui antreprenoriat al mediului de afaceri, denumit Programul Național Multianual pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM. Un program susținut atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural. Programul urmărește dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor, creșterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei, precum și stimularea autoangajării și creșterea numărului de femei întreprinzători în cadrul comunităților de afaceri. De un astfel de program pot beneficia persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și micro-întreprinderile. Valoarea alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor. Deși programul Femeia Manager a înregistrat la nivel național un succes, în județul Giurgiu nicio femeie de afaceri nu și-a arătat interesul pentru acest proiect.